Biroul Electoral Județean Buzău s-a întrunit astăzi în ședință la solicitarea lui Emil Moise, președintele Asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință. Acesta a solicitat o listă cu profesiile membrilor Biroului Electoral pentru a vedea dacă aceștia au competența necesară de a se pronunța în anumite situații care necesită interpretarea și aplicarea legii. Noi am făcut o solicitare Biroului Electoral Județean și am cerut foarte simplu un lucru. Să ne spună, ca informație publică, în interesul tuturor cetățenilor, cred, sau cel puțin a celor care chiar sunt interesați de ce se întâmplă în țară și ce se întâmplă cu viitorul lor, am solicitat să ni se spună ce studii are fiecare dintre membrii Biroului Electoral Județean și ce pregătire profesională are. Mă refer strict la membrii partidelor politice, pentru că președintele și vicepreședintele știm din start că sunt magistrați. Am solicitat să mi se spună să primesc de la Biroul Electoral Județean, dacă au această informație, dacă nu au, să o ceară la partidele politice, să vedem ce competență de studii și profesională au membrii Biroului Electoral Județean, atâta vreme cât ei adoptă hotărâri în aplicarea și în interpretarea legii. Există hotărâri, de exemplu, ale Biroului Electoral Central, care se numesc hotărâri în aplicarea legii, prin care se stabilește cum se aplică legea într-o anumită situație. Aceste hotărâri se iau cu votul majorității membrilor biroului, alcătuită din oamenii trimiși de partidele politice. Problema noastră este că legea permite astfel de lucruri. Ceea ce mi s-a solicitat mie ca întrebări vizau acest aspect. Dom'le, legea ne permite asta. Nicio problemă. Dar eu vreau să văd, sunt curios, am dreptul să fiu curios, vreau să văd ce pregătire au aceste persoane. Eu n-am zis că ele sunt ilegal puse acolo. Ele sunt puse conform legii electorale care permite partidelor politice să-și desemneze membrii acolo. Doar vreau să văd ce competență au ca să se pronunțe pe chestiuni strict juridice în aplicarea lor și în interpretarea lor. Atenție! Pentru că pe o lege se poate pronunța oricine. Mergem pe stradă și îl oprim pe domnul Georgescu și domnul Georgescu ne va spune ce crede el despre Constituția României. Dar una e să îmi dai părerea ta și alta e să aplici această părere într-o hotărâre a unei autorități publice care decide, culmea, cine va fi și cine nu va fi ales în județul Buzău, respectiv în România, în municipiul Buzău și așa mai departe. Membrii în cauză, adică cei care alcătuiesc Biroul Electoral Județean Buzău, au dezbătut și au hotărât. Referitor la cererea Asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință, asociația a solicitat să-i fie comunicate copii de pe adresele partidelor politice cu reprezentanții acestora, din care să rezulte studiile și ocupația fiecărui membru al Biroului Electoral de circumscripție județeană Buzău. Comunicările transmise de către partidele politice în temeiul articolului 24 aliniatul 13 din legea 67/2004 trebuie să fie făcute în scris și să cuprindă numele și prenumele reprezentanților lor care fac parte din birourile electorale. Legea nu prevede obligația partidelor politice de a indica alte date personale ale reprezentanților propuși pentru a fi membri în birourile electorale. Pentru a se obține informațiile solicitate, asociația se poate adresa partidelor politice, alianțelor politice sau electorale care au transmis numele și prenumele reprezentanților în Biroul Electoral Județean. Mai pe românește, cu plăcere, dar nu se poate, legea nu prevede.